Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune slash obsesie către cu și despre latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă nimic să vă abonați, să dați un like, să lăsați un comentariu, un emoticon, absolut orice și de ce nu să distribuiți acest videoclip sau aceste videoclipuri um, persoanelor din jurul dumneavoastră pasionate și ele la rândul lor de acest subiect. Bun. Eu acum când filmez este o zi de luni, 21 octombrie și da, de aceea sunt în acest mood, am acest vibe, niște cuvinte pe care le detest. Dar nu numai uh, faptul că este luni și vorba aceea, nici iarba nu crește, îmi dă mie această stare, ci faptul că am uh, un comentat sau o comentace nouă pe canal. Eu nu prea vorbesc despre chestiile acestea, pur și simplu îi ascund absolut toate comentariile și îl las sau o las să își scrie frustrările până când va face bătături la degete. Dar, în momentul în care am citit, lăsăm deoparte partea cu nu ești altceva decât o țigancă plină de aur. Țigancă nu sunt, dacă eram, recunoșteam. Și aurul, da, îmi place. Uh, care promovează parfumuri fake. Bun. Deci partea cu țigancă, partea cu aurul, a mine nu importa. Nu sunt rasistă. Am uh, copilărit, dacă doriți, între țigani. Am uh, prieteni țigani și așa mai departe. Vorba aceea, fiecare nație, fiecare pădure are uscăturile sale, dar partea cu parfumuri fake mi-a uh, scurtcircuitat ceva. Și repet din nou: dacă ești abonat nou, sau uh, dacă ești de ceva timp pe canalul meu, sau dacă nu ești abonat, dar îți place să spionezi ceea ce vorbesc eu aici, ei bine, Află cel mai important lucru. Ține minte. Parfumurile Middle Eastern slash nu sunt parfumuri fake. Da? Bagă-ți treaba aceasta în căpuc și nu știu, bagă-ți asta în căpuc. Da? Repetă-ți, trage aer în piept, numără de la 1 la 10 și apoi repetă de 10 ori. Parfumurile Middle Eastern nu sunt parfumuri fake. Da? Nu sunt, haideți, îl iau pe acesta uh, My scent of the day Apropo, șahuri uh, intens de la Casa Al Apsar Bineînțeles, DubaiCollection.ro, DubaiCollection.eu și ArabianScent.net Și bineînțeles, roș 25 pentru 10% discount pentru voi Și nu pentru îmbogățirea mea financiară Șahuri da? intens de la Casa alapsar. Vine în această sticluță și acesta este ambalajul. Hai să o luăm cu începutul, da? Scurt pe doi, că deja mă ambalez. Aceasta este cutia în care vine el. Aceasta este sticluța în care vine el, da? Acest parfum este inspirat de uh, Mansera Amor Cafe, Amore Cafe. O să vă inserez imaginea pe undeva pe aici. Dar acest șahur intens nu este un parfum fake. Casa aceasta a lapsar, nu și-a scris pe ambalaj Mansera și nu a scris pe sticla acestui parfum Amore Cafe și nu a copiat sticla. Da? Casa aceasta a lapsar este o casă Middle Eastern care a creat acest parfum inspirat. Da? Inspirat. Încă o dată, trage aer în piept, că știu că mă vezi, și spune, este un parfum inspirat. da. Nu vine nimeni să vă spună, acest parfum este 1 la 1. În momentul în care spui 1 la 1 și în momentul în care arăți un ambalaj cu... Um, Ei bine, poate te-a derutat treaba sau faptul că există anumite case Middle Eastern care, de exemplu, au... Um, Copiat inclusiv sticla celebră de la Tom Ford. Da? Dar totuși, pe acel parfum nu scrie Tom Ford X parfum. Da? Îți scrie casa respectivă Middle Eastern și scrie un titlu ce te poate duce cu gândul către parfumul din care se inspiră. Da? Aceste parfumuri Middle Eastern nu sunt parfumuri fake. Dacă mai aud lucrul ăsta, pur și simplu vă gâtui, vă strâng de gât mai pe românește. Nu sunt parfumuri fake. Parfumuri fake găsiți pe TikTok, da? în anumite live-uri sau la anumiți creatori de conținut de acolo care vin cu sticla, inclusiv cu numele casei, inclusiv cu numele parfumului și așa mai departe. Acelea sunt parfumuri fake. Parfumurile Middle Eastern, chiar dacă sunt parfumuri inspirate, nu sunt parfumuri fake. Și am încheiat că nu mai pot. Da, deci nu mai pot. Dacă mai au pe cineva, vă gătui. <laughs> vă spun cu toată sinceritatea, vă strâng de gât. Bun. Acum, revenind la acest parfum, eu am. Uh... Eu am, de fapt, am avut 10 ml, ca am tot consumat din uh, originalul din care se inspiră acesta și voi face și un clip de tip versus categoric, însă, din start, eu îl prefer pe acesta. Da? De ce îl prefer pe acesta? În primul și în primul rând, cum miroase? Dacă nu ați testat Mansera Amore Cafe sau dacă nu ați testat acest parfum, ei bine, este vorba de genul acela de aromă gurmandă, dar nu copleșitoare, nu lipicioasă, nu vă dă dureri de cap și așa mai departe. Este acel uh, frape. Ai nițică cafea acolo, dar ai și o înghețată de vanilie, ai uh, ceva topping de amaretto, însă nu mergeți către latura extrem de buzii. Și ai mult zahăr brun, cel puțin în dry down-ul final e delicioșenie. Este un parfum unisex în opinia mea, doar dacă, domnilor, nu vă sfiți de parfumurile gurmande. Și da, categoric, 1000 din 10, nu mă gândesc să trăiesc fără acest parfum și îl prefer în detrimentul originalului, deoarece și o să-mi iau mult hate pe treaba aceasta, însă cafeaua din originalul Amore Cafe mi se pare sintetică în comparație cu cafeaua din acest parfum. Dar mai multe vorba aceea pendelete într-un clip de tip versus între cele două parfumuri. Bun! A venit momentul, a venit momentul, eu oricum nu v-am vorbit niciodată despre aceste două parfumuri, oricum le ați văzut deja din titlu. Vorbim despre două parfumuri ale casei French Avenue, French Avenue fiind subdiviziunea de lux a brandului Fragrance World, dacă doriți. Și vom vorbi despre două parfumuri, adică vă voi face recenția lor eu le-am de două luni, dacă nu mă înșel, dacă zic eu bine. Undeva pe la două luni Da, două luni Și aceste parfumuri În opinia mea Am multe parfumuri de la French Avenue Însă aceste două parfumuri Mi se par pur și simplu uh, Bijuteriile coroanei French Avenue Dacă doriți Și vorbim aici de prezentare Aromă De la prima pulverizare um, Izul da, în sine blendingul dacă doriți, din nou de la prima pulverizare și nu în ultimul rând prezentarea și performanțele. Aceste două parfumuri sunt top, într-adevăr sunt undeva um, mai scumpuțe, dacă doriți, pe site-ul celor de la Dubai Collection. Le le găsiți la 299 de lei, dacă nu mă înșel, fără roș 25 pentru 10% discount. Și vorbim aici despre gama Elysian, Elysian, dacă doriți, adică aceste două cutioace. Două și nici măcar nu intră în cadru, sunt imense, imense. Haideți să începem cu Elysian, Elysian sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, care vine în această prezentare. Aceasta este prima cutie, veți vedea imediat. Aveți aici stickerul ce atestă autenticitatea și țineți-vă bine. Deci eu așa prezentare, scuze, aceasta este a doua cutie. Balamale Doamne ce îmi place mie când prezint cutii balamale a doua cutie. Da este mă mai trag și de păr este imensă imensă din. Plastic dur lemn habar na, ceva pe acolo și hai să nu fac vreo prostie. Aici șede parfumul. Da avem aici. Uh, cerbul de aur și în interiorul cutiei. Da, așa este prezentarea și dacă de obicei cutiile acestea vin căptușite, dacă doriți cu catifea, ceva gen catifea sau ceva gen satin, de data aceasta este un material ce te poate duce cu gândul către pielea întoarsă și nu în ultimul rând sticla. Plină, plină cu detalii foarte, foarte wow. Nu știu, este... Vine în cantitate de 80 de mililitri. Eu am băut ceva, este până pe aici. Nu știu dacă surprinde camera. Am băut ceva din acest parfum. Pentru că, nu știu, este genul de parfum perfect pentru vreme rece, că e toamnă, că e iarnă, că e chiar început de primăvară, aș duce pe acesta, de fapt și pe frățiorul său, da? deci undeva în zona aceasta îl văd, le văd. Bine, hai să mă rezum la acesta. Începutul toamnei, jumătatea primăverii, dacă doriți așa. Să vi le încadrez într-un anotimp sau într-un sezon anume. Bun, veți avea notele inserate pe ecran, însă ce trebuie să specific de la bun început? Aceste parfumuri, nu știu ce fac cei de la French Avenue, vorba aceea nu mă interesează, important este să ne furnizeze ceea ce ne dorim. În primul și în primul rând, ca aromă, stați că am prea multe în cap și nu știu cum să le ordonez, că m-am nervozat și eu nervii mei s-au enervat. Ca aromă, ca profil olfactiv, nu mi se pare a fi o inspirație dintr-un alt parfum, însă, din start, nu este genul de parfum, nu este genul de aromă ce aș încadra-o în categoria designer. Sub nicio formă nu. Este ceva ce mă duce cu gândul mai degrabă către zona parfumurilor, parfumeriei de nișă, este un alt fel de profil olfactiv, o aromă total, total unisex. Ce m-a surprins de la prima pulverizare în ceea ce privește performanțele sale? De la prima pulverizare. Fără acel timp de macerare, că am observat că din nou ia amploare și discuția aceasta cu macerarea și așa mai departe macerare, maturizarea parfumului, oxidare sau cum vreți voi să-i spuneți. Parfumurile Middle Eastern, se întâmplă ceva cu ele după ce le pulverizez prima dată. Da? Am mai discutat treaba aceasta, nu mai vreau să o discut, nu mai vreau persoane toxice în comentarii, da? din start. Deci nu voi accepta nicio secundă jigniri în comentarii. E normal să avem altfel de percepții, și așa mai departe, deoarece, din nou, suntem diferiți, fiecare avem gusturi diferite, fiecare percepem altfel un parfum, însă nu jignim și nu căutăm să inducem în eroare publicul. Bun. Acest parfum de la prima pulverizare, și da, mi-am notat, a stat undeva la 7 ore pe pielea mea. Da? La prima pulverizare cu o proiecție de 3 ore, 3 ore și jumătate, iar ca siaj a umplut o cameră. O cameră foarte mare, da? Foarte. Foarte bombiță. Bun. Haideți să vedem acum a, ce nu v-am spus. Eu inițial când am văzut, când am deschis coletul și am văzut parfumul, am crezut că acest capac este din metal. Ei bine, nu este din metal, însă o să sună ciudat, de aceea mă uflă și râsul. Este un plastic foarte greu. Bun. Haideți să-l pulverizăm, să vedeți și atomizorul. Așa? Hai, ca să fie fundal negru, să se vadă mai bine. Da? Foarte fain. Nu am ce să reproșez acestui atomizor. Iar. Nu știu dacă v-am spus, dacă v-am spus, mă repet, este genul de aromă ce eu, una personal, o consider total, total unisex. Se deschide fructat, bombonicios, siropos, dacă doriți, însă nu mergeți către uh, latura girly, flirty, roz și așa mai departe a parfumeriei. Este aici. Un duo din start, cel puțin în deschidere, se percepe foarte, foarte fain. Un duo format dintr-o prună cărnoasă, e ceva, e genul acela de prună, dacă doriți, ce mă duce cu gândul către pruna lui Paragon de la, de la inizio, însă nu este un o dupe sau o inspirație pentru acel parfum, dar totodată, alături de acea prună, stă și o cireașă efervescentă care mă duce cu gândul către cireașa lui Cericola de la Emir Periscorner, Dar, din nou, nu este un parfum din acea familie olfactivă, dacă doriți. Nu, categoric nu. Însă, pe măsură ce se dezvoltă, își face apariția un iz de trandafir. Și da, știți că nu sunt prietenă cu trandafirul, Însă, trandafirul de aici e ceva ce eu l-aș clasifica, dacă doriți, l-aș introduce în categoria trandafir proaspăt, însă nu mergeți cu gândul către trandafirul din Delina, deoarece trandafirul de aici este acompaniat de o iasomie, cum să spun eu, Proaspătă, dar pudrată, totodată. Din nou, nu este genul de iasomie indolică din alien, categoric nu. Deci, după deschiderea aceasta, fructat bombonicioasă, dar totodată fiind condimentată, deoarece, alături de prună și cireașă, se resimte ceva scorțișoară, o fină, fină adiere de cardamom, dar undeva în fundal mai degrabă, își face apariția, după această deschidere, își face apariția partea aceasta florală, da? formată dintr-un trandafir proaspăt, o iasomie curată, dar pudrată totodată, cu ceva sub ton de vanilie. E ceva ce mă duce cu gândul către izul vaniliei. Însă, din nou, pe măsură ce se dezvoltă, se încălzește, dacă doriți, și mai tare, se resimte, dar este foarte, foarte vag. Se resimte izul de piele, însă genul de parfum cu uh, piele naturală și o, și o atingere de piele întoarsă, da, pe undeva, pe acolo. Din nou, pielea naturală, izul de piele naturală din acest parfum nu este ceva ce cum să spun eu, nu mă duce cu gândul către zona industrială, nu este nici foarte in your face, nu este ceva proeminent, nu este ceva care să acapareze scena și așa mai departe. Dar trebuie să știți că există acolo, undeva în fundal. Și când spun undeva în fundal, nu știu, nu e ceva care să țipe pe tine, care să strige și așa mai departe. Um, Capătă și ceva accentele lemnoase, devine fiind de tot afumat. Se resimte și un paciuli aici, însă, din nou nu este greu pe paciuli dacă doriți. Iar izul de paciuli nu, nu mă duce nici și cu gândul către zona aceea ușor verde dacă doriți, nu mă duce cu gândul nici către zona pământie, ci are un fin subton dulce, dar în același timp nu pot spune că este un paciuli care mă duce cu gândul către izul de ciocolată. Da? Genul de paciuli dulce, dacă are sens. Um, are și ceva atingere de acord de ud, dacă doriți, însă acordul de ud de aici. Nici pe departe nu este în zona de grajd, nu este udul acela animalic. Este mai degrabă din nou udul acela cu ceva dulce rășinos. Da? Mă duce cu gândul către unis dulce rășinos. Dar per total, per ansamblu, exact cum v-am spus, nu este acel parfum din categoria de designer. În opinia mea, sub nicio formă, nu l-aș putea asocia cu acea categorie. Nu este din zona de designer, sub nicio formă. Este mai degrabă ceva din zona nișei, iar factorul mid Eastern de aici, având acel acord de ud, cum să spun eu, pe o scară de la 1 la 5, i-aș spune un 2, dar gândiți-vă la. Um, Izul Middle Eastern din anumite parfumuri de nișă, dacă doriți. Da? Pentru că experiența per total cu acest Elysian, Elysian, cum doriți dumneavoastră, de la French Avenue, este pur și simplu una ce eu o pot asocia sau o pot pune cu ușurință, fără rușine, fără teamă, fără nimic, în categoria nișă. De la prezentare, Performanțe, și nu în ultimul rând, aroma sa în sine este cu totul, cu totul altceva. Nu știu, exact cum v-am arătat, vă mai arăt odată cutia prezentarea acestui parfum. Eu una l-aș face cadou cu ușurință oricărui iubitor și oricărei iubitoare de parfumuri, ușor altfel, dacă doriți. Ce mă surprinde pe mine foarte tare este faptul că nu înțeleg de ce aceste două parfumuri nu au o parte de mai mult hype. Nu știu, m-aș fi așteptat să le văd mai des în online, dar categoric. Dacă, sunteți, dacă vă regăsiți în zona aceasta de arome, de profiluri olfactive, testați. Testați întâi un decant din acest eligen Ca performanțe vă spuneam că la prima pulverizare am prins undeva la 7 ore pe piele și prima pulverizare nu a însemnat baia în parfum și mă umflă râsul deoarece pe grupul meu de Facebook Freg Family veți avea link în bara de descriere și pentru grup și pentru contul meu de Insta și pentru contul meu de TikTok și nu în ultimul rând pentru aceste parfumuri. Chiar a fost o postare de Pubrada cu treaba aceasta și le-am scris acolo, fetelor, adevărul, faptul că eu îmi fac baie în parfumuri. Ei bine, prim, când spun prima pulverizare, înseamnă două pulverizări undeva pe piele, da? de obicei aici. Dacă la prima pulverizare acest parfum a fost bombiță în sensul de 7 ore pe piele, 3 ore, 3 ore și jumătate de proiecție. În momentul de față, și nu acum în momentul de față, că v-am spus că l-am de două luni, undeva după primele două săptămâni, dacă doriți, performanțele sale au fost de peste 10 ore pe piele și nu, nu am stat 10 ore fără duș, însă este genul de aromă ce se resimte foarte bine fără să îți îndești nasul în piele, cum spun eu, după ce îți faci duș. Pe haine, din nou, se resimte și după ce le spăl. Este bestie, este top din toate, toate punctele de vedere. Bun, Acum trecem la frățiorul său mai verde, Elysian, Elysian Onyx, da? ce vine în fix aceeași prezentare, doar că diferă nuanța. Doamne, ce plină de logică sunt, ce mi place de mine când fac eu clipuri de genul. Aceasta este cutiocul și ăsta nu stă bine aici. Da, Așa se prezintă parfumul, tot cu cerbul de aur. Bun. Aceeași, aceeași sticluță. Doar că exact cum v-am spus, dacă aici avem genul acela de de, grade, de ombre, ombră, de la Maroc către un portocaliu, aici avem de la verde închis către un verde deschis. Din nou sunt plină de logică. Faceți abstracție de mine, e luni sunt uh, cu nervișori întinși la maxim, dar din nou, notele le veți avea afișate pe ecran. Uh, din nou <laughs> acest parfum m-a surprins plăcut de la prima pulverizare. Fix aceeași istorie, fix aceeași poveste precum fratele său de la prima pulverizare 7 ore, de la prima pulverizare undeva la 3 ore acesta ca proiecție. Acesta știu sigur că 3 ore și jumătate, da? 3 ore, 3 ore. Între 3 ore și 3 ore și jumătate, acesta 3 ore. Pentru că, da, eu cronometrez. Bun. Același, același atomizor. Dar, acesta, pentru mine, este tot unisex, însă dacă nu sunteți chiar atât de în această categorie unisex, este, cum să spun eu, un unisex cu o fină înclinație către latura masculină. De ce spun asta? Uh, Elysian Onyx, din deschidere, da, are o deschidere, cum să spun eu. Fresh, spicy, nu fresh. Că dacă spun fresh, știu sigur că veți merge cu gândul către uh, parfumurile albastre. Nu este deschidere fresh spicy, este genul de deschidere citrică fresh. Uh, citrică spicy, m-am zăpăcit. Uh, citric spicy, da? Se resimte ceva, uh, se resimt ceva citrice în deschidere, dar totodată ai și ceva uh, condimente și... Acest parfum a venit cu o foarte mare teamă, în sufletul meu. Deoarece știu foarte clar că atunci când am studiat notele pe site, am citit acolo chimion. Și nu știu cum sunteți dumneavoastră în legătură cu nota de chimion, însă, pe pielea mea, în anumite combinații. Da, încerc scuze, telefonul. Pe pielea mea, în anumite combinații. Uh, acordul acesta de chimion lasă acel iz de transpirație. Da? Eu am o problemă cu chimionul în parfumuri. Ăsta este pH-ul pielii mele și ăsta este răspunsul pe care îl dă atunci când eu pulverizez ceva cu chimion. Însă, aici nu a fost vorba de aceeași experiență. Cum să spun eu, este un acord, este ceva ce mă duce cu gândul către o pădure. Da? Nu neapărat izul acela verde, ci mai degrabă, exact cum este în pădure, ai și frunze, ai și scoarță de copac, dar ai și pământ. Da? Gândiți-vă la un iz aparte um, combinat din aceste trei elemente. Are și ceva verde, are și ceva. Nu știu sigur dacă este vorba de paciulii. V-am spus că prefer să vă spun ceea ce resimt eu într-un parfum, fără să mă uit pe note, deoarece oricum unele note nu sunt listate și așa mai departe. Nu intrăm acum în discuția despre acest subiect. Dar cred că este un paciuli de tipul acela verde, pământiu, aș spune eu. Este ceva ce te duce și cu gândul acela, ce te duce cu gândul către scoarța aceea de copac, este fiind de tot lemnos, însă are și o piele pe undeva pe aici. Dar nu este nici pielea aceea naturală cu subton industrial, nu este nici pielea naturală din fratele său mai maro. Este pur și simplu, cum să spun eu, genul acela de piele cremoasă, dacă are sens. Nu știu dacă acordul de piele din acest parfum este uh, combinat cu ceva lemn de santal, deoarece așa am de mie la nas. Este ca și cum ai uh, acordul de piele combinat cu ceva lemn de santal cremos. Nu este ceva să deranjeze uh, exact cum v-am spus, s-ar putea. De exemplu, mami îl duce foarte, adică nu că îl duce, pentru mami când am, pulverizat-o am, pulverizat am pus-o să testeze acest parfum, că v-am spus familia mea înseamnă cobaii mei, <laughs> mami mi-a spus că este 100% masculin. Soțul meu la fel a spus că este 100% masculin și a și vrut să-l treacă pe numele el său, dar l-am ascuns. Da, asta rămâne între noi. Bun. Acesta, de exemplu, mami spune că este perfect, perfect unisex, soțul meu la fel, spune că este perfect unisex și de altfel soțul meu mai adaugă faptul că pentru el e mult prea dulce, l-ar vedea mai degrabă purtat de mine. Însă, Elysian, Elysian, Onyx pentru soțul meu este genul de aromă 100% masculină, pentru mami la fel pentru mine este 100% unisex cu înclinație către latura masculină. Da? Rețineți lucrul acesta. Oricum, din ambele, categoric recomand testare înainte. Pentru că și Elysian Onyx nu este genul acela de aromă ce o regăsești în zona de designer. Cu siguranță nu, categoric nu. Din nou, este cu totul și cu totul altceva. E genul acela de parfum care pur și simplu mi-e una filmul Filmul ăsta mi l-a dat în sensul că um, am o geacă de piele pe mine și pur și simplu mă plimb noaptea într-o pădure, nu mă întrebați de ce noaptea, poate datorită faptului că nu știu, are ceva misterios în el, are ceva dark dacă doriți. E genul acela de parfum. Nu știu, mm, nu l-aș vedea ca parfum purtat de zi cu zi categoric, deoarece miroase mai special, dacă doriți. Este mai degrabă, nu știu, dacă ești psio, cu siguranță poți purta acest parfum oricând. Zona aceasta, da? High end, high class, dacă doriți. Pentru mine e genul de aromă, de fapt și acesta. Nu știu de ce le asociez mai mult ca partea zilei seara, sunt ceva de seară, sunt ceva pentru ocazii speciale, momente speciale, evenimente speciale și așa mai departe. Însă, din nou, voi purtați ce vreți, când vreți, cum vreți, oricând. Eu pur și simplu vă spun strict părerea mea și strict experiența mea. Da. În dry-down-ul dry final, aceasta este experiența care mi-o dă mie acest parfum. Are și ceva. Izul acela, fresh, dar lemnos, verde lemnos, da? mai degrabă, subtonul acela pământiu și pielea aceea cremoasă. Și este ceva fiind de tot dulce aici. Cum să spun eu? Este o ușoară contradicție dacă doriți în dry-down-ul final. Deoarece este o parte dulce, o parte verde fresh dacă doriți. Nu este ceva copleșitor, nu este ceva pleșinător, nu absolut nimic. Ca performanțe, exact cum v-am spus, în, moment, în momentul de față, tot așa, la vreo săptămână după prima pulverizare, a devenit și el o mică bestie în sensul de peste 10 ore, exact ca, ca fratele său. Sunt două parfumuri deosebite. Sunt două parfumuri, încă o dată subliniez, da, e drept, sunt o idee mai scumpe, însă, dacă nu sunteți ca mine, să aveți ceva la căpuc, la mansardă și să aveți o mie și una de parfumuri și vreți, cum să spun eu, vreți totuși să aveți în casă, evit să spun colecție, acel parfum, pentru evenimente speciale, pentru ocazii speciale, acel parfum de bun, dacă doriți, categoric eu consider că reprezintă ambele o investiție bună, dacă doriți. Da? Nu sunt genul de parfumuri cu care să faceți overspraying, categoric nu, nu este nevoie de multe pulverizări din aceste parfumuri și exact cum v-am spus și mă repet, Într-adevăr, miros foarte, foarte scump. Ce am uitat eu să spun în legătură cu Elysian, Elysian Onyx este faptul că aici factorul Middle Eastern, în opinia mea, este complet nul. Nu există factor Middle Eastern aici, dar, din nou, niciunul din aceste două parfumuri nu le pot asemăna cu ceva din ce am testat sau dețin în momentul de față, însă cu siguranță ambele sunt altfel de arome și ar intra cu ușurință, adică nu știu, ca să mă înțelegeți mai bine, dacă vă leagă cineva la ochi și vă pulverizează pe o mână acesta și pe cealaltă mână acesta și vă spune, hai, spune ce impresie îți lasă, cu siguranță ambele le veți duce în zona de nișă. Nu, nu știu, sunt altfel de parfumuri. Bun. Atât pentru videoclipul de astăzi. Uh, astăzi am ceva drumuri, dar vedem. Sper eu că pe undeva pe seară uh, vă veți bucura de acest parfum. Încă o dată, nu cenzurez dacă doriți pe absolut nimeni în secțiunea comentarii. Fiecare e liber să spună, nu știu, să-și expună propriile păreri, impresii și așa mai departe în legătură cu parfumurile, deoarece, din nou mă repet, suntem diferiți, avem gusturi diferite, avem percepții diferite, prindem performanțe diferite și așa mai departe. Însă, fără jigniri și fără a induce pe cineva în eroare. Încă o dată, și sper să fie pentru ultima dată, parfumurile Middle Eastern nu sunt parfumuri fake. Parfumeria Middle Eastern în primul și în primul rând este cea mai veche parfumerie din lume și de la momentul începerii sale nu a fost um, concepută pentru a clona sau așa mai departe. Da. Sunt ancient parfumuri Middle Eastern cu ADN de sine stătător. Iar treaba aceasta cu inspirația hai să fim serioși că se poartă și la case mai mari. Da? Deci, se poartă și la case mai mari și casele de nișă se inspiră între ele și casele de designer se inspiră între ele și nu în ultimul rând absolut tot ceea ce ne încojoară pe noi. Da? De exemplu, magazinul Zara. Mergi în Zara, nu îți vei cumpăra niciodată o bluză din Zara, nu, este, nu are un design făcut, cum să spun eu, nu e ceva design unic. Da? Din contră, Zara are poșete care se inspiră din poșetele Chanel, Zara are sacouri ce se inspiră de mai știu eu unde și așa mai departe. Da? Deci treaba cu inspirația este o modă, dacă doriți, în opinia mea. Da, poate dumneavoastră nu vedeți așa ca mine lucrurile, însă ce este cu siguranță uh, clear pentru toată lumea, parfumurile Middle Eastern nu sunt fake-uri. Nu. Bun. Trag și eu aer în piept. Uh, vă mulțumesc din suflet. Îmi cer scuze dacă pentru unii dintre dumneavoastră sau pentru unele dintre dumneavoastră am fost prea brutală sau prea dură în limbaj și în videoclipul de astăzi, însă credeți-mă că pot mai mult, <laughs> dar prefer să am un pic de obraz. Bun, vă mulțumesc din suflet! Testați înainte de a achiziționa full size aceste parfumuri și de acestea chiar insist să vă comandați decanturi. Chiar insist. Dacă vă doriți ceva wow, dacă vă doriți ceva altfel, testați aceste parfumuri. Vă mulțumesc din suflet, hai să ne recitim în secțiunea comentarii și până data viitoare vă îmbrățișez cu sufletul. Vă mulțumesc din suflet, vă pup cu mare drag și să fim parfumați și fericiți. Pa, pa!